DIICOT a început urmărirea penală in rem pentru tentativă de omor în dosarul chirurgului Mihai Lucan de la Cluj. Este o informație obținută pe surse judiciare deocamdată. Colega mea, Roxana Ciucă, vine cu mai multe informații. Roxana, tentativă de omor, este acuzat, nu profesorul deocamdată, fiind vorba de in rem, fără persoană, doar fapta, înțeleg. Da, bună ziua, bun găsit tuturor. Vorbim de un dosar penal pentru tentativă la infracțiunea de omor. Asta după ce, undeva la începutul anului, în martie, medicul Lucan, în timpul unei operații, ar fi secționat artera renală a unui pacient, atenție, în mod intenționat, astfel încât să-l compromită pe medicul care coordona întreaga operație. Lucruri de-a dreptul cutremurătoare, iar doctorii de acolo, medicii și asistentele care erau în sală, au participat cu toții la respectiva operație, au declarat că incidentul nu avea sub nicio formă cum să se producă altfel, din moment ce rinichiul fusese verificat și testat înainte să ajungă în mâna lui Lucan. Ar fi făcut medicul Lucan toate aceste lucruri pentru a se răzbuna pe doctorul Suciu, pentru a-l pune pe acesta într-o situație dificilă, având în vedere că cei doi nu se înțelegeau deloc bine. Medicul Suciu era cel care coordona respectiva operație. Problemele, iată, se țin lanț de acest medic Lucan. Să nu uităm că mâine, așadar, în prima zi din an, el merge la poliție pentru a da cu subsemnatul, pentru că știm prea bine, are obligații, atâta timp cât se află sub măsura controlului judiciar. Cei din dosar, cei care au dat declarații, Roxana, au vorbit și despre trafic de organe. Era cineva care insista, de ce nu deschid procurorii cercetările și în această direcție. Oficial, deocamdată, nu se vorbește în anchetă despre așa ceva, nu? Știm prea bine faptul că în dosarul său s-au adunat mărturii ale pacienților care n-au avut dreptul la un transplant. După nenumărate drumuri la spitale și zile de așteptare pe la ușa doctorului Lucan, ne aducem aminte faptul că o studentă la medicină s-a stins la Timișoara în anul 2012, au și acceptat părinții să vorbească, la un moment dat mama a acceptat să vorbească și spunea foarte clar că, citez, profesorul știe cine sunteți și nu aveți ce căuta aici. Uneori stau și mă gândesc că nu incurabilul bolii a dus la declinul vieții copilei mele, ci poate indiferența. Mărturia așadar șocante și tot ce putem spune, Mihaela, este faptul că, iată, în cele din urmă, procurorii de la Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism, adică DIICOT-ul, au intrat pe fir și iată că au reușit să destructureze această rețea de adevăratul infracțional de la... Mulțumesc.